Porumbelul alb, capitolul 2 Văduva și fica ei Spre seară, contele Teobald se întoarse la castel. Se opri în fața grajdurilor și porunci ca animalele să fie hrănite, adăpate și lăsate să se odihnească. Era obosit. Avea ochii roșii de nesomn. Venea dintr-o expediție dificilă, sfârșită însă cu succes, purtată împotriva unei cete de tâlhari, vestiți pentru spaima și teroarea pe care o împrăștiaseră prin tot ținutul. Mulțumit de rezultatul fericit al acțiunilor sale, contele se așeză la masă. După ce un slujitor îi aduse apă de spălat, și haine curate și începu a povesti familiei sale peripețiile prin care a trecut, felul în care i-a capturat pe tâlhari și cum i-a dat pe mâna legii spre a fi pedepsiți. Recunoscu plin de mâhnire că din rândul tâlharilor rămăseseră în libertate câțiva maiuți de picior, dar ca să nu le neliniștească pe cele două, contele le asigură că cei rămași neprinși au fost risipiți în așa fel încât nu mai aveau puterea să se reorganizeze, mai ales că șeful cetei fusese și el capturat. Astfel, presupunea contele, Pacea și liniștea vor domni pe viitor în întreaga țară și nimic nu va putea să-i mai tulbure. În timp ce el povestea, Contesa și Agnes torceau harnice și firele de lână se depânau repede din fuior. Se întunecase și Contele a aprins o lampă și a așezat-o pe masă. Deodată o femeie cu obrajii palis sosi la castel plângând era îmbrăcată în doliu și ținea de mână o fetiță îmbrăcată și ea în negru. Contele, soția lui și Agnes s-au ridicat să le primească și femeia a spus cu un glas înăbușit de suspine. Dumnezeu să-ți poarte de grijă, prea nobile conte! Deși nu te-am mai văzut niciodată, am venit să te rog să ne adăpostești. Eu sunt Rosalind, din Hohenburg. Și această copilă este fica mea, Emma. Fără îndoială, ai aflat de nenorocirea prin care Dumnezeu a cercetat căminul meu. Soțul meu iubit, bravul Adalric, a fost ucis în bătălia sângeroasă de anul trecut. O, oh, cât de mult sufăr că l-am pierdut! A fost și el un conte nobil. Un soț bun și iubitor, și cel mai bun tată din lume. Dumneata însuți l-ai cunoscut bine. Era atât de bun cu cei săraci, și nu a fost niciodată interesat să strângă comori pentru el însuși. Ne-a lăsat doar o mică moștenire. Dar iată, doi cavaleri, vecinii mei, lacomi după avere, mă prigonesc aprig iar acum doresc să ne răpească și ce ne mai rămas ca să trăim. Unul din ei încearcă să-mi ia câmpiile și pajiștile care se întind la poalele castelului, iar celălalt vrea să-mi ia pădurile din partea cealaltă. După moartea soțului meu, purtarea acestora s-a schimbat total față de mine. Soțul meu a avut o presimțire că ceva de felul acesta se va întâmpla, și, înainte de a muri, a pomenit numele dumitale. Încredete în Dumnezeu, a spus el. Și în orice necaz, cere ajutorul contelui Teobald. Atunci, niciun dușman nu va putea să te prigonească. Am venit la dumneata și te rog să îndreptățești speranța soțului meu de pe patul lui de moarte. Ah, ce se va întâmpla cu mine dacă îmi pierd toată proprietatea? Dacă într-o zi, și mă rog ca bunul Dumnezeu să te ferească de așa ceva, ai ajunge să împărtășești soarta soțului meu, iar soția și fica ta s-ar trezi înconjurate de dușmani, și într-o disperare ca a mea, fie ca și ele să găsească un braț puternic care să le izbăvească. Micuța Ema, care era cam de aceeași vârstă cu Agnes, se apropie de Conte și îi spuse cu lacrimi în ochi: Bunule, Conte, fi tatăl meu și nu mă alunga de sub protecția dumitale. Auzindu -o asemenea rugăminte din gura fiicei sale, Rosalind căzu pe genunchi în lacrimi. Teobald tăcu. Fața îi se crispase, asemenea unui om care cugetă adânc și îi deveni ca de piatră. Sprâncenele îi se încruntară. Fruntea căpătă o expresie gravă. Își sprijini barba în mâini, după cum avea obiceiul, și privirea îi rămase încremenită în pământ. După atitudinea lui, privindul l întreacât, părea să fi rămas indiferent la rugămințile stăruitoare care îi se făceau. Văzând asta, Agnes izbucni în lacrimi și printre sughițuri îi vorbi. Dragă tată, ai milă de ele! Vezi, când porumbelul meu, care fugea înspăimântat de ghearele vulturului, a venit sub protecția noastră, Mama mi-a spus că noi nu trebuie să-i alungăm niciodată pe cei ce au nevoie de ajutorul nostru și s-a bucurat mult când a văzut dragostea mea față de porumbel. Cu cât mai multă dragoste ar trebui să le primim pe această mamă și pe copila ei. Izbăvește-le, tată, din ghearele acelor cavaleri nedemni. Contele, mișcat adânc în suflet, răspunse. Bine, draga mea, Agnes. Cu ajutorul lui Dumnezeu le voi izbăvi. Tăcerea mea nu era din ezitare, ci mă gândeam care ar fi calea cea mai bună pentru a veni în ajutorul acestei doamne nobile și copilei sale. Apoi s-a sculat și a oferit un scaun contesei Rosalind. Agnes a adus altul pentru Emma și s-au așezat toți în jurul mesei. Otilia a ieșit să pregătească o gustare, fiindcă în timpurile acelea stăpâna casei se ocupa personal de servirea oaspeților. Teobald îi ceru văduvei să-i dea cât mai multe amănunte în legătură cu pretențiile celor doi cavaleri. Dori să afle dacă exista vreun act, vreo moștenire care să-i poată ajuta pe cei doi pretendenți să-și susțină dreptul la averea contesei. Aflând că nu, contele Teobald concluzionă. Contesă, după cum văd deocamdată, drepturile dumitale au fost încălcate cu o brăznicie și aroganță. Mâine dimineață voi porni însoțit de alți câțiva cavaleri să examină motivele și scuzele dușmanului dumitale. Rămâi aici cu copila până mă întorc și vei afla în curând veștile bune cu care nădăjduiesc să mă întorc. A doua zi, dis de dimineață, contele și tovarășii săi au pornit la drum și s-au întors după câteva zile. Îți aduc vești bune." Exclamă el, intrând în castel. Dușmanii dumitale au renunțat la pretențiile lor, și disputa s-a încheiat. Trebuie să recunosc că la început, cuvintele mele au avut un efect prea mic asupra lor. Dar, când am declarat război împotriva celui ce nu va ceda, amândoi au renunțat la încăpățânare. Iar acum, nobilă doamnă, fii pe pace! În viitor, nimeni nu va îndrăzni să treacă hotarele moșiei dumitale. Consideră că ești sub protecția mea și că ai libertatea să-mi cere ajutorul oricând. Contesa era plină de bucurie, și lacrimi de mulțumire i-au umplut ochii. Să-ți răsplătească Dumnezeu, exclamă ea, pentru tot ce ai făcut pentru mine și pentru copila mea să te păzească de orice nenorocire și să-ți dea prosperitate, succes și binecuvântare până la adânci bătrâneți. Zicând acestea, contesa se întoarse spre fica ei, cerându-i să se pregătească de plecare. Aveau să se întoarcă la Hohenburg chiar în aceea zi. La uzul acestei vești, Agnes surâse trist, se obișnuise atât de mult cu prezența copilei orfane. La despărțire se îmbrățișară, rămânând timp îndelungat cuprinse. Avea obrajii scăldați în lacrimi. Agnes se gândi să-i dea Emei un dar, ca simbol al prieteniei și ca amintire, după cum se obișnuia în acele timpuri. Era agitată, o frământa gândul că de multe ori, în timpul vizitei ei, Emma și-a exprimat dorința și încântarea de a avea un porumbel la fel de gingaș și de ascultător precum cel al prietenei sale. Agnes trebuia să renunțe la unul dintre cele mai dragi lucruri ale ei. Dar în cele din urmă, biruită de glasul iubirii față de semeni, îl dărui prietenei sale. Emma Băgă de seamă că Agnes avea inima îndoită când îi întinse porumbelul. Așa că nu putu să primească un dar atât de prețios și astfel, între cele două prietene, se iscă o neînțelegere determinată de prea multă generozitate. Agnes a câștigat până la urmă disputa și a fu nevoită să accepte darul oferit. Agnes îi dărui și Colivia, și, după lungi indicații, îi înmână porumbelul cu toată grija unei mame iubitoare care trebuie să-și dea propriul copil pe mâna unor străini. Emma, împreună cu mama ei, plecară. Agnes le conduse o vreme pe cele două. Mult, mult timp privi în urma lor, chiar și după ce ele dispărură după coama dialului. În adâncul sufletului o să câia ceva dureros. A regreta că nu-i dăruise altceva în schimbul porumbelului. Trebuia să-i fi dăruit broșa mea de aur ca amintire, îi spuse ea mamei sale. Pot să-i o dai și altădată, Agnes, îi răspunse mama, când Emma va mai trece pe aici. Nu puteai să-i dai un dar mai simbolic de data aceasta, Chiar dacă i-ai fi dat un dar foarte prețios, nu ar fi fost la fel de plăcut pentru ea ca porumbelul. Cele mai mari și mai nobile daruri sunt cele care vin dintr-o inimă pură și jertfitoare. Este întotdeauna mai bine să dai decât să primești copila mea. Deși nu-i întotdeauna ușor, este întotdeauna mai bine. Dăruirea unui lucru pe care îl iubești Chiar dacă nu are o valoare mare, este mai prețios și este o dovadă mai clară de prietenie. Nu regreta, deci, ce ai făcut. Tatăl tău a fost gata să-și riște viața pentru a o ajuta pe această văduvă în necazul ei. Iar cât despre tine, ai făcut un gest frumos că i-ai oferit porumbelul, sursa plăcerilor tale, pentru a alina sufletul întristat al unei copile orfane. Gândește-te ce mult a sacrificat Dumnezeu pentru noi. De aceea, și noi trebuie să învățăm să jertfim în favoarea semenilor noștri toate bunurile, oricât de dragi ne-ar fi, oricât de mult le-am prețui. Dacă nu vom face așa, nu vom ajunge niciodată să ne iubim cu adevărat aproapele. Și atunci, ce răsplată să mai așteptăm în ceruri? Când el a dat tot. Noi să nu-i dăruim nimic în schimb. Să nu crezi că Dumnezeu uită aceste mici sacrificii pe care le facem noi, copila mea. Și chiar dacă binecuvântarea pentru fapta pe care ai făcut-o astăzi nu o vei primi pe pământ, într-o zi ea îți va fi dăruită în ceruri.